În timp ce creștinii ortodoxi sărbătoreau învierea lui Hristos, un tânăr din Prăjești pătimea în postul de poliție din comună. Cel puțin asta povestește Ionuț Popa, un băiat de 28 de ani. S-a întors din Italia pentru a fi de Paște alături de familie. A ieșit la discotecă alături de prieteni și de sora sa. Nimic nu l-a tulburat liniștea până după miezul nopții. Atunci patru polițiști s-ar fi năpustit asupra lui. Deodată văd că vine poliția, doi polițai, și l-au luat forțat, mai mult forțat, din discotecă. I-au pus cătușile pe mână. M-am dus la un polițai, l-am întrebat ce ai cu el. A zis că tu n-ai treabă, poți să pleci, m-au împins. Și a zis că tu n-ai treabă, pleacă. L-au luat, cred că erau 5 sau și mai mulți care au plecat cu mașina la deal aici la post. L-au luat și l-au nenorocit. Motivul? Se pare că polițiștii aflați într-o razie în discotecă au fost anunțați că tânărul de 28 de ani ar fi ieșit afară și ar fi urinat pe mașina de poliție. Foc și pară s-au făcut oamenii legii. Tânărul povestește că l-au luat pe sus patru polițiști, l-au dus la postul de poliție și acolo au tăbărât pe el cu bastoanele. Aici așa mi-au dat cu rangă de fier. Care este în fața poliției? Este, uitați aici. Era acolo, dar ce nu știu cum este. Așa, piciorul este umflat până jos. Uitați-vă la piciorul meu, cum este. Uitați-vă. Pe spate l-au lovit rău, spune mama băiatului. Mă doare aici și aici. Pe spate, cu ce ți-au dat? Pe spate mi-au dat cu bastonul. După o oră de chin, tânărul spune că a fost trimis acasă de polițiști. Stă la mai puțin de 200 de metri de sediul poliției și n-a putut merge pe picioare. S-a târât până acasă. M-am auzit odată, mama, ieșit soția până afară. Și când l-am văzut, el venea târâș, intra pe poartă târâș, în fața scărilor. M-am dus la el, l-am prins de mână, începe tare răcnia, țipa, căldurea, nu putea. Eu am zis, măi, ce are? M-am gândit, bă, s-o amiețit, o căzut. Ce-i pățit eu? M-a bătut poliția. Când am venit aici, băiatul meu stătea aici, așa, în genunchi. Așa. Și plângea, bătut tot. Ce s-a întâmplat, Ionuț? Ce s-a întâmplat, mamă? Nu mai pot, m-a bătut poliția. Atât de crunt ar fi fost bătaia, încât tânărul s-a scăpat pe el. Dovadă stau hainele pe care le-a purtat în seara respectivă și pe care părinții n-au apucat să le spele. La toate acestea, șeful de post din comună are o altă variantă. Spune că băiatul e cel care a fost violent și fizic și verbal și de aceea l-au luat pe sus cu cătușele la mâini, dar nici vorbă de bătaie. A refuzat să dea informații cu privire la identitatea sa, motiv pentru care am procedat la încătușarea și conducerea acestuia la sediul postului de poliție, unde a fost sancționat contravențional, conform articolului 3.1 din legea 61 din 1991, pentru săvârșirea de acte și fapte obscene. El spune că l-ați și lovit în postul de poliție și are niște urme pe spate. Atât pe durata traseului de la discotecă și până la postul de poliție, cât și pe perioada verificărilor în incinta postului de poliție, absolut nicio persoană nu l-a lovit, nu l-a agresat verbal în niciun fel. Au scris ei acolo ce au scris, m-au obligat, le-am spus că nu semnez, dați-mi, dați și peste degete. Ba mai mult, polițiștii din Prăjești spun că băiatul a plecat singur acasă după ce a semnat procesul verbal pentru amenda de 1000 de lei și că nu știu cum de a ajuns bătut în casa părinților. Acum, familia Popa își caută dreptatea. Băiatul lor a ajuns la spital cu traumatism foarte prin agresiune și vor ca vinovații să plătească. Au fost la serviciul de medicină legală pentru un certificat care să ateste loviturile. E primul pas pentru plângerea oficială. Deja cazul a ajuns și la urechile conducerii inspectoratului de poliție. Cu privire la sesizarea adresată de către tânărul în cauză mass mediei, îl îndrumăm pe acesta să se adreseze organelor competente în efectuarea cercetărilor. Asta și vor părinții lui Ionuț. Miercuri vor merge în audiență la inspectorul șef al IPJ Bacău, iar apoi direct la parchet pentru o plângere penală împotriva celor patru polițiști.